Cristian Moș, vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, a adus acuzații grave la adresa conducerii USR Timiș, filială la cărei formare a contribuit, și a anunțat că va candida independent pentru funcția de primar al Timișoarei. Moș a explicat care sunt motivele care au dus la această decizie. În lipsa unui leadership, cu o filială județeană moartă, fără direcție reală, am decis și chiar am transmis și celor din partid și celor de la nivel național, cumva a fost o discuție, am decis că îmi continui mandatul de vicepreședinte pentru care am fost mandatat până la final, ca să-mi duc proiectele spre final și mă retrag în privat. Dar văzând că în ultimele zile Fritz și Nica s-au luat în brațe după 4 ani de zile în care s-au scuipat, văzând cum un partid pe care l-am construit și în care au crezut mulți oameni a devenit de fapt doar un utilaj pentru un grup restrâns de persoane și mai mult se asociază cu dinozauri politici precum Băsescu, Orban, n-am putut să stau cu mine în sân. Consider că timișorenii merită un om muncitor, nu doar un proiect de market sau un showman. Moș a reacționat și la acuzațiile care au fost aduse în ultimele zile, în special la acelea în care a fost catalogat drept un iepure al PSD. Am fost făcut iepurele PSD-ului, după care am fost făcut omul șantajat de PSD pentru a candida la Consiliul Județean. Hai să vedem din partea cui vin aceste acuzații. Una dintre acuzații a venit din partea lui Alin Nica, un personaj care a ieșit pe ușa din dos dintr-un partid care a făcut alianță cu PSD. Dacă Alin Nica astăzi era candidatul PSD-PNL, sunt convins că l-ataca cu aceeași vehemență pe domnul Fritz și sunt convins că nu blama PSD-ul. Totodată Moș a taxat faptul că deși cetățenii l-au mandatat pe Dominic Fritz să colaboreze cu PNL, acesta a hotărât să facă jocuri pe sub masă cu PSD. Dominic Fritz a decis, după mandatarea de către cetățeni, a decis să bată mâna pe sub masă cu PSD-ul timp de 4 ani. Dominic Fritz a bătut mâna cu Ambruș, care azi este PSD. Moș a mai spus că în acest mandat liderul USR Timiș s-a focusat pe Timișoara și a neglijat celelalte filiale din județ.